revenit. Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la un nou minunat episod de pe acest minunat canal de YouTube. Am revenit după aproape 3 luni de când am postat ultimul clip. E sincer, nici nu știu de ce am început să filmez, nici nu știu de ce am aprins pur și simplu camera și am spus că ok, dă să spun câteva chestii sau să vorbesc sau să fac ceva în viața asta pentru că m-am săturat. Dar vreau să vă spun, toată perioada asta cât am lipsit, m-am gândit foarte mult la acest canal, în general la soarta lui. Am încercat să postez, am încercat să filmez, să prind niște cadre, să postez niște clipuri. Am avut câteva, de fapt, mii de încercări și o să le postez aici ca să fiți atenți câte încercări am făcut eu de a face videoclipuri, dar niciuna nu mi-a reușit, niciuna nu mi-a plăcut pur și simplu cum am filmat ideile. Sincer, știi, în perioada asta am început să înțeleg că tot ce făceam nu are absolut niciun rost și din acest motiv cred că și am început să filmez acum, pentru că m-am săturat să văd imaginea perfectă a tuturor. Cu toții ne uităm pe Instagram, cu toții ne uităm pe YouTube și toată chestia asta cumva, nu știu, platformele astea de socializare ne schimbă toxicitatea asta de care nu avem nevoie. Fiecare dată când deschid Instagram-ul sau deschid YouTube-ul, frate, înțeleg că nu mă motivez să fac absolut nimic. Și perioada asta cât am lipsit, cred că v-ați dat seama, nu am avut deloc motivație de a filma și n-am avut în general idei ceva de a posta ca să vă motivez și pe voi și cum o persoană nemotivată să poată motiva alți oameni. Așa că, oameni buni, în videoclipul de astăzi o să încerc să vă arăt partea goală a paharului, o parte așa puțin mai întunecată, nu depresivă, partea asta pe care nu toți au curajul să o arate, pe care toți o ascund de alți oameni. Doar o să arăt o zi obișnuită din viața mea, cum are loc, începând de la părul ăsta care nici nu a fost speptonat de dimineață, până la camera asta care este pur și simplu oribilă, dacă dau așa, o să înțelegeți că e nașpa. Și așa că în acest videoclip o să fim toți reali. Da. Ideea acestui videoclip nu este ca să acumulez vizionări, like-uri sau oameni care să fie activi și așa mai departe. O fac mai mult pentru mine, pentru că nimeni nu spune chestia asta despre ei, dar eu o să o spun. Îmi place să vorbesc foarte mult cu mine și de ce să nu fac cu o cameră totuși, să mă registrez și să văd cum arăt eu dintr-o parte, cu toate problemele astea. Așa că haideți cu mine astăzi. O să vă arăt cum arată o zi obișnuită din viața unui student minunat care e în perioada examenelor și în loc să învețe pentru examene, își face curat în cameră și încearcă să-și construiască propria terapie acasă. Ok, deci primul lucru pe care trebuie să-l facem ar fi să ne facem curat în cameră și nu o să ascund absolut nimic. Nu o să ascund absolut nimic. Este tot la fel, dar nu vreau să ascund chiar chestia asta și vreau să vă arăt în general ce se întâmplă atunci când cazi așa într-o perioadă mai sumbră vieții tale și la mine se poate observa chestia asta foarte ușor doar intrând în cameră. Deci când am o perioadă din asta mai nașpa, camera mea este un dezastru. Ca să-mi fac viața mai frumoasă, mi-am adus aici niște bujori din grădină. Am postat ieri un story pe Instagram și mulți au apreciat story-ul. Credeau că poate mi l-a dat cineva ca buchet. Nu are cine să mi-l dea, așa că mi l-am dat singură. În momentul ăla când găsești niște ciocolată. Deci bine ați venit la minunatul meu dulap, locul în care se întâmplă minunea să-mi găsesc câte un outfit în fiecare zi, cu șipțe la halatul ăsta, ok. Eu am mai făcut un videoclip despre cum îmi aranjam hainele în garderobă, știu la sigur că l-am făcut și știu că am luat multe vizuri, dar nu fac chestia asta pentru vizuri acum. Ce fac pentru mine? După cum puteți observa, primul meu raf este doar cu tricouri din astea simple și cu cămăși. O să încerc să aranjez câteva cămăși și maiouri de aici și o să aleg care dintre ele zboară direct în mașina de spălat și care rămân. Cred că senzația mea nașpa, în momentul ăsta, perioada asta nașpa în care n-am filmat nimic, în care n-am avut chef să filmez sau să postez ceva, a fost mai mult din cauza facultății. Pentru că, pentru cei ce nu știu, eu îmi urăsc facultatea, dar cred că ați văzut de nenumărate ori în videoclipurile mele că îmi urăsc facultatea de nu mai pot și abia aștept să o termin, dar, din păcate, mai am un an, poate din cauza faptul că nu prea înțeleg nimic sau din cauza faptului că mi-am ales ceva care absolut nu mă interesează
deloc. În fine, pur și simplu programul este foarte încărcat. Cum vă place chestia asta? Și știți, acum este a mamei. Am și poze pe Instagram, de fapt le-am arhivat, dar în fine, aveam poze pe Instagram cu ea. Partea cu maiourile am terminat-o. Acum o să vină partea asta a hanoracelor. Deci, cam așa arată toate hainele aranjate. Deci, credeți-mă, peste câteva zile o să fie la fel cum a fost și înainte. Degeaba mă cheme acum, dar mă rog. Și acum partea cea mai interesantă, secțiunea de pantaloni. Pentru că am o grămadă, frate. A, și de rochii, să nu uităm. De fapt, sunt aranjați. După cum vedeți, o să aranjez doar câteva de aici. Și acum o să aranjăm pantalonii. Cam așa arată, oameni buni, de deci aici sunt maiourile, tricourile și vămășile. Aici sunt hanoracele, fițele, bluzele, orice, și aici sunt pantalonii aranjați perfect. Practic am terminat toată chestia asta. Ok, mai am jos câte ceva. Curățenia am terminat-o și ceea ce am mai vrut să vă spun eu ce fac în general acum, nu am niciun chef și toate alea, să scriu. Deci, cred că v-am mai spus chestia asta de o grămadă de ori. Încerc să manifest anumite chestii. Dacă îmi doresc ceva, am un scop pe care trebuie să-l îndeplinesc, ok? Atunci încerc să manifest și să scriu scopul ăla, dorința pe care o am și să mă văd cu ea în viitor. Gen, atunci când o să o am, să-mi imaginez cum o să mă simt. Și, sincer, acest lucru încearcă cumva să mă motiveze. Și acum știu ce o să spun, e foarte ciudat ce ține de manifest. Da, eu tot consider încă asta ciudat, dar încerc cumva să cred în proces și încă îl fac. Și să spun așa că câteva dorințe totuși s-au îndeplinit până la momentul de față. Nu spun că e magie sau ceva, magie neagră, nu știu, vrăjeală și așa mai departe, dar încerc să înțeleg că dacă ai un scop de atins, trebuie să faci față tuturor provocărilor și oricât de greu ar fi, oricum vrei să ajungi, vei ajunge, știi? Și asta vreau să vă spun și vouă, gen, dacă vreți să ceva să faceți în viața voastră, doar încercați, doar începeți, pentru că nimeni nu va începe în locul vostru, asta e ideea. Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la un nou episod. Se pare că am lipsit ceva timp de pe YouTube, cam aproape o săptămână, și nu m-am gândit că o să lipsesc așa de mult timp din nou, dar uitați-mă aici, sunt din nou pe acest canal minunat de YouTube, cum să nu spui asta. În videoclipul de astăzi m-am gândit să vă arăt din nou o zi din viața mea la universitate, pentru că am văzut că clipul precedent a prins foarte bine. Am fost puțin șocată, da, are aproape 300 de vizuri și eram gen... Chiar vă place să vedeți cum e ziua mea la universitate, adică vouă vă place să vedeți cum merg eu la universitate, mie nu-mi place, dar o să ne conformăm cumva cu ideea și o să filmez mersul meu acolo și ce facem noi de obicei. Am început să filmez clipul ăsta ieri, am făcut câteva cadre, dar nu mi-a plăcut și n-am avut motivația să-l filmez, așa că am decis să îl încep astăzi. Momentan m-am îmbrăcat. Da, am un pic de ravagiu în spatele meu, dar nu vă face de griji. Trebuie să-mi fac geanta, pentru că nu mi-am pus absolut nimic în ea. Astăzi va fi o zi ușoară la universitate, vom avea doar prelegeri și prelegerile sunt doar, mă rog, orele astea în care vorbesc doar profesorii și ne predau tema și am două prelegeri. Deci va fi ok. Sper să nu vin târziu acasă astăzi, pentru că am de făcut câteva lucruri individuale sau proiecte pentru universitate, dar bă, viața de universitate e grea, așa că cei care sunteți în liceu, nu, e bine în liceu. Și acum că urmează să-mi fac geanta, haideți să vă arăt ce-mi pun eu de obicei în geanta de la universitate. Uitați-o și pe Lily aici, cum să nu arăt în acest episod minunat. Doar uitați-vă ce splendoare de pisică și e foarte moale. Apropo, mi-am făcut unghiile ieri. Trebuia să filmez chestia asta, dar doar uitați-vă. Frumos, nu-i așa? Eu mă duc de obicei cu ghiozdanul care e plin de păr de pisică și trebuie să cam scutur. Ce-mi iau în ghiozdan? Ei bine, în primul rând ce îmi iau este mâncarea și îmi iau de obicei niște fructe și aici am lunchbox-ul meu. De obicei tot ce-mi iau eu în geantă este doar mâncare, așa că da, este o problemă de-a mea. Următorul lucru ce-mi iau este o sticlă cu apă. Apropo, oameni buni, hidratați-vă, pentru că de fiecare dată, fiecare episod vă spun să vă hidratați. După care îmi iau un spray de păr, nu știu de ce, dar miroase pur și simplu impecabil și când ajung la universitate de fiecare dată mă spez pe păr. După care îmi iau portofelul, bineînțeles. Îmi iau un power bank și desigur încă
încărcătorul meu, pentru că telefonul meu se descarcă din ce în ce mai repede. Și ca ultimul lucru, cred, o să-mi iau un pix. Pentru că niciodată nu știi când îți va trebui un pix. Și cam atât. Deci să vă arăt repede outfit-ul meu de dimineață. Cam așa arată, deci. Let's go! Cam ajuns prea devreme la universitate, oameni buni, din păcate. Dar asta este. Mai am jumătate de oră până ce începe cursul meu și am ajuns prea devreme. Fac. Oameni buni, deci eu am ajuns deja acasă, n-am mai filmat toate chestiile astea, am mâncat, m-am odihnit puțin și acum trebuie să lucrez la un proiect pentru universitate, pentru că mâine trebuie să-l prezentăm toată clasa și trebuie să mă pregătesc, așa că cred că o să închei această zi aici, pentru că după prezentare o să merg și o să-mi fac toate chestiile mele necesare pentru îngrijirea personală și deja toată ziua asta se termină, pentru că na, nu fac prea multe chestii atunci când vin acasă, doar îmi fac temele și atât, mă pun să mă culc, pentru că, pentru cei ce nu știu, eu iubesc foarte mult să dorm. Deci, efectiv, toată lumea care mă știe, știe chestia asta despre mine, știe că pot dormi în orice situație, oriunde, oricând. Nu știu, am eu o problemă cu chestia asta sau nu, dar de fiecare dată când e ceva important, frate, trebuie să dorm, știi? Nu am energia aia necesară pentru a face unele chestii. Și adică, da, nu o să fac mare chestie, o să lucrez pe laptopul meu și o să încerc să termin cât mai rapid posibil toate chestiile astea pentru universitate, pentru că deja nu mai pot. Așteptăm ziua de mâine, ziua a doua din facultate și sper că o să filmez mult mai mult, pentru că nu sunt sigură, dar cred că am adunat content pentru 2 minute din tot ce am filmat astăzi. În fine, ne vedem mâine! Bună dimineața, oameni buni! Este a doua zi de universitate și da, astăzi o să vă iau din nou cu mine, o să vă arăt cum îmi petrec eu iarăși ziua. Momentan am mâncat, deja mi-am făcut rutina de dimineață și urmează să mă pregătesc pentru universitate, pentru că mai am, cred că, o oră până ce ies din casă și în această oră trebuie să reușesc să fac totul, să-mi pregătesc geanta, să mă pregătesc eu, să mă machiez și așa mai departe, pentru că astăzi avem de prezentat un lucru individual și îl prezentăm gen oral. Va fi greu pentru că e la franceză, dar cred că o să fie ok. De asemenea, astăzi este ultima zi pentru mine la universitate din această săptămână și vedem că mă întorc săptămâna viitoare sau mai viitoare. Dar, sincer, mă bucur foarte mult pentru că îmi iau așa o mini-vacanță ca și cum, pentru că deja m-am săturat. Nu știu cum alții rezistă, frate, să plece la universitate zi de zi și să nu aibă nicio absență, măcar într-o lună. Pentru mine nu e posibil așa ceva. Ok, deci outfit-ul meu pentru astăzi, pentru că trebuie să prezint și sunt ca moderator și din acest motiv va trebui să port ceva... Bă, nu e clasic, dar m-am îmbrăcat măcar decent să nu arăt ca un boschetar, pentru că mereu arăt așa la universitate. În fine, așa arăt astăzi. Acum că sunt pregătită, deja trebuie să mai aștept ceva timp, pentru că am foarte mult timp la dispoziție să aștept. Și mă enervez că nu știu de ce mă trezesc, frate, așa de dimineață de fiecare dată, deși eu am foarte târziu orele. Pur și simplu vreau să fiu gata la timp și mi-e frică foarte mult să întârzi, din acest motiv mă trezesc mai devreme. Astăzi vremea este puțin însorită, dar este ok, va fi destul de cald, așa că o să-mi iau doar geaca deasupra, cred că geaca cea de ieri, nu o să-mi iau palton sau ceva de genul, că e foarte cald afară. Salutare, mie bun și bine ați revenit la un nou episod. Nu vă uitați la fața mea, știu că arăt ca un jec, dar trecem peste toată chestia asta. Astăzi plecăm în Ungaria. Ta-da! Can't escape, can't escape your love.
am vrut să vă mai spun încă un lucru de ce eram gen, n-aveam dispoziție și toate chestiile alea. Deci pisica asta, Lily, pe care toți o cunoaștem, da, a fost lovită de o mașină. A fost rău, nașpa. Din fericire, totul este ok, doar că nu poate călca pe piciorul ei. Gen, se mișcă doar în 3 labe și nu știm cu siguranță dacă o să-și revină. Dar mă bucur foarte mult că veterinarul a spus că o să continue să trăiască, ce nu o să fie totul ok. Și da, asta a fost încă un motiv ca în general perioada asta să fie nașpa. Așa e, Lily? Spune un cuvânt, ceva. Exact. Bă, ce frumos bate soarele, gen, și florile astea pe geam care miros excepțional și... Știți când e puțin soare așa, parcă am și eu puțin chef să mai fac ceva în viața mea. Dar până acum doar am stat pe YouTube și m-am uitat la vloggeri și cum își trăiesc ei viața asta perfectă și da, încă continui să o fac, chiar dacă este puțin toxic pentru mine. Bă, nu sunt deloc productivă. Ah, ce cu... Dar asta este partea mea reală, să spun așa, a vieții mele minunate, în care, bă, pur și simplu nu sunt productivă, nu știu ce să fac, nu vreau să fac absolut nimic. Dar e ok. E complet ok să te simți așa uneori, știți ce spun? Și florile astea din spatele meu arată pur și simplu impecabil. Îmi plac foarte mult. Cineva să-mi dea flori, rog frumos. Ok, deci am vrut să mai filmez ceva, dar planurile s-au schimbat. S-a întâmplat ceva oribil, acum nu de mult, gen câteva ore, gen. Și am vrut să filmez reacția ca să vă dați seama cât de rău era și gen ce se întâmplă de fapt în realitatea asta așa mai crudă, știți? Dar am decis să nu vă arăt pentru că, mă rog, o să spun direct, am plâns. Nu știu dacă se vede, dar am pus puțin make-up așa pentru că trebuie să ies. Și nu vreau ca cineva să observe chestia asta, deci asta înseamnă, bă, power. Să plângi cu vreo oră înainte să ieși și nimeni să nu înțeleagă că ai făcut chestia asta. O să vedem. Nu cred să înțeleagă nimeni, deci e ok. Dar da, eu am fost la baie, mi-am aranjat părul deja pentru că l-am spălat, arată mult mai bine acum, știu. M-am machiat puțin ca să nu par, să nu fie vizibil, gen că s-a întâmplat toată chestia aia mai devreme. Așa fac eu mereu. Și nimeni nu observă până la final, deci e totul fain. Cred că o să închei acest videoclip aici. Am vrut să vă arăt mult mai multe astăzi, dar din motiv că mi-a stricat cheful și chiar, sincer, nu mai vreau să filmez absolut nimic. Vroiam să fac exerciții, vreau să vă arăt ce rutina de seară, ce produse folosesc și așa mai departe, dar nu mai am chef. Nu mai am absolut niciun chef și știu că o să vin târziu acasă și nu o să mai filmez chestia aia deja. Dar vreau să vă arăt doar un singur produs de care m-am îndrăgostit ultima perioadă foarte, foarte tare și cred că o să vă placă și vouă. Deci produsul despre care vorbesc este acesta. Este o cremă de la Victoria's Secret. Mă, și ăsta este, cred că, primul meu produs de la Victoria's Secret și mulțumesc foarte mult la o... cunoscută de-a mea pentru că mi l-a adus din Anglia. E o seducție totală, la fel cum scrie pe ambalaj. E absolut genial. Niciodată nu mă foloseam înainte de cremă de corp, pentru că la mine mereu pielea este foarte hidratată, nu am o problemă cu ea, deși nu consum foarte multă apă, dar această cremă nu o folosesc din simplu motiv că hidratează bine pielea, dar are un miros pur și simplu senzațional. Deci nu vă imaginați, bă, cum miroase această cremă. Deci miroase efectiv divin. Nu pot să vă redau mirosul ei pentru că nu are un miros cu ce să-l compar, dar trebuie să vă duceți neapărat și să vă luați. Deci pentru cei ce urmăresc clipul ăsta și știți când e ziua mea, la sigur știți, nu vă îngrijorați, la sigur știți când e ziua mea, atunci aștept produse de la... V-ați dat seama, da? Deci da... Aștept produse de la Victoria's Secret. Da, oameni buni, ăsta a fost clipul de astăzi. V-am spus că am încercat să redau cât mai, nu știu, vizibil, posibil, viața reală, cum este de fapt o zi obișnuită din viața mea. Ăsta a fost videoclipul de astăzi. Nu o să vă spun că dacă v-a plăcut, dați un like și așa mai departe. O să vă spun doar că cu voi a fost Corina și noi ne revedem data viitoare cu un alt videoclip.